Condamnatul fugarii Lanșor și șefii săi de la Kremlin ar intenționa să folosească preoți de la Mitropolia Moldovei în scopuri electorale, pentru a deturna referendumul privind aderarea Republicii Moldova la UE și pentru a afecta scorul Maisandu la alegerile prezidențiale, arată o investigație realizată de deschide.md. Potrivit publicației, 10 de preoți fac pelerinaje în Federația Rusă, unde ar avea întâlniri cu reprezentanțe de rang înalt ai Patriarhiei Ruse. Mai mult, la întoarcere în Moldova, ei ar primi card bancare eliberate de Promsvyazbank și li se promite că vor primi sistematic din Rusia salarii și ajutoare pentru biserică. Secretarul Mitropoliei Moldovei, Vadim Keiba, și-a confirmat pentru ANTV că mai mulți preoți efectuează vizite în Rusia, dar spune că nu știe cine le organizează. Și unii preoți care au mers deja în Rusia au declarat pentru postul nostru de televiziune că nu cunosc cine finanțează aceste călătorii. Potrivit deschide.md, în perioada august-septembrie, peste 120 de preoți ai Mitropoliei Moldovei ar avea programate deplasări în Rusia. Acestea ar fi organizate cu susținerea Patriarhiei Ruse și ar fi finanțate de oligarhul Penali Lanșor, care este condamnat în Moldova la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare și este sancționat la nivel internațional pentru acțiuni de dezstabilizare a țării noastre. Participarea la aceste pelerinaje ar fi promovată de protopopi prin intermediul grupurilor interne de Viber. La Moscova, preoții ar urma să participe la conferințe religioase, unde se vor întâlni cu reprezentanțe de rang înalt din cadrul Patriarhiei de la Moscova. La finalul vizitei, fiecare preot paroh primește câte un card MIR emis de Banca Promsvyazbank, aceeași instituție financiară implicată în schema prin care Lanșor a încercat să cumpere voturile pensionarilor din Găgăuzia și Orhei în schimbul unui ajutor lunar de 2000 de lei, se precizează în investigația jurnalistică. Preoților li s-ar promite că vor primi pe aceste carduri până la 1000 de euro lunar, iar banii ar reprezenta donații pentru întreținerea bisericilor și salarii de la Patriarhia Rusă. Contactat telefonic de OneTV, secretarul Mitropoliei Moldovei, Vadim Keibaș, ne-a confirmat că mai mulți preoți urmează să plece în pelerinaj în Federația Rusă, precizând că nu are detalii despre organizatorul acestor călătorii și că nu știe nimic despre cardurile bancare pe care le-ar primi preoții la Moscova. Printre preoții care au mers deja în pelerinaj în Rusia se numără și Bartolomeu Turtureanu, protoiereul de Ungheni. El a declarat pentru OneTV că a participat la un pelerinaj la Moscova acum 2 săptămâni, însă a negat faptul că ar fi primit un card bancar sau că ar fi avut întrevederi cu unii politicieni afiliați fugarului Penali Lanșor. Eu am fost în pelerinaj deja, am fost la locurile sfinte. Ne-am închinat, am avut niște întruniri teologice cu niște renumiți teologi și doar atât. Ceea ce se vehiculează în presă, că am fi instruiți de unele partide, o aberație. Potrivit deschide.md, Bartolomeu Turtureanu s-ar număra printre organizatorii acestor călătorii, fapt negat de către preot. Dar cine a organizat acest pelerinaj? Păi vă spun, a fost cu binecuvântarea Patriarhiei organizat pelerinaj pentru preoții noștri. Dar cine a achitat acest pelerinaj? Vă spun că nu cunosc. Deschide.md mai menționează că printre organizatorii pelerinajului de spălare a creierilor în Federația Rusă s-ar număra episcopul de Bălți și Fălești, Marchel Mihăiescu, dar și episcopul de Soroca și Drochia, Ioan Moșneguțu. Ambii nu ne-au răspuns la apeluri telefonice și mesaje pentru a ne oferi o reacție. Ioan Moșneguțu, care este și vicar al Mitropoliei Chișinăului și al întregii Moldove, a declarat pentru Ziarul de Gardă că, deși nu știe cine este organizatorul pelerinajelor, nu crede că acestea sunt organizate de condamnatul fugarii Lanșor. De asemenea, Moșneguțu a negat implicarea sa și a Mitropoliei Moldovei în organizarea acestor deplasări, precizând că preoții care au fost deja în Rusia au negat faptul că ar primi carduri bancare. Potrivit deschide.md, marți 20 august, un grup de 24 de preoți din Florești și Soroca, însoțiți de soțiile și copiilor, ar urma să plece la Moscova de pe aeroportul internațional Chișinău, cu escală prin Istanbul.